Mina Urbaia Mare a promovat în Liga a doua după ce a învins cu 4-1 CS Hunedoara. Meciul a fost disputat aseară pe stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare. În meciul tur, disputat la Hunedoara, gazdele s-au impus cu 2-1. În meciul de acasă, însă, băimărenii s-au impus cu 4-1, astfel că echipa a obținut promovarea în Liga a doua. Mina Urbaia s-a impus în fața unui adversar despre care majoritatea specialiștilor spuneau că este favorit. Mai mult decât atât, Hunedoara n-a pierdut niciun meci în actualul sezon. Au pierdut însă chiar ultimul și totodată promovarea în Liga a doua.